fi un bilanț la un an de zile de la alegerile locale, atât la Consiliul Județean cât și la Consiliul Local. Pentru început o să prezint două dintre proiectele Consiliului Județean care sunt se tot amână, și anume care ar trebui să fie pe fondul urgent, teoretic, dar cred că până la urmă să ajungem să le plătim din banii și banii drojenilor, pentru că sunt foarte, foarte întârziate. Cu unul din aceste proiecte a fi sistemul de management integrat al deșeurilor, care s-a depus finanțarea încă din 2013, având ca urmare semnarea contractului undeva în 2014, la sfârșitul anului. De atunci, prima parte s-a realizat conform programului, s-au licitat achiziția de mașini, 32 de la număr, care de atunci stau prin diverse curți și nu sunt folosite pentru că nu s-a ajuns la punerea în funcțiune. Se spune că acele mașini încă își păstrează garanția, deși nu cred, deși ei spun că după punerea în funcțiune curge garanția, dar știți cum, mașinile care stau atâția ani, nu știu dacă ora mai fi în regulă cu ele. Acest proiect este unul din cele mai mari proiecte, dacă nu cel mai mare proiect pe care derulează Consiliul Județean, în valoare de 54 de milioane aproximativ de euro, din care cofinanțarea Consiliului este de 5 milioane. Și, cum vă spuneam, inițial s-au demarat cum trebuie lucrurile, urmând apoi niște licitații care s-au blocat. Prima dintre ele ar fi cea pentru operatorul unic, cel care urma să gestioneze colectarea tuturor deșeurilor din județul Dolj. Anunțul de licitație s-a dat undeva în 2014. Este vorba de un proiect de 93 de milioane de euro, derulat de 8 ani. Și prima societate care a făcut prima contestație este Societatea Salubritate Craiova, patronată de Primăria Craiova, care a contestat anumite prevederi din caietul de sarcini, care le blocau să participe la această licitație. A fost o contestație depusă la CNSC, CNSC-ul a trimis-o la tribunal, tribunalul a purtat la apel, după aia s-a întors, magistrații au hotărât să întoarcă la CNSC, dar acesta este un timp pierdut. CNSC-ul a scos anumite criterii de acolo, între timp a apărut încă o firmă, care împreună cu SC Salubritate Craiova au depus din nou contestații, urmând ca la reluarea contestației, la reluarea licitației, SC Salubritate Craiova să nu mai participe. Acum, inițial, noi am crezut că Primăria Craiova se bate cu atâta ardoare pentru aceste contestări, pentru cei 700 de angajați pe care i-are, pentru păstrarea locului de muncă, și mi s-a părut o chestie normală. Trebuie să bată să poată să participe în această licitație. Urmând ca apoi să vedem că la licitația ultimă s-a prezentat o firmă totală, care n-a avut contestații și în anii care au trecut. A venit singură licitație și deci se pare că nu acesta era scopul Primăriei Craiova și a fost atunci acest circ făcut pentru această firmă, probabil. Dar că de imunce n-a mai participat după ce s-a tot scos din tot felul de condiții, tot să participe. Și, surpriză, nu mai participă SC Salubritate de Craiova și este o firmă nouă, care nici până în prezent nu s-a semnat acest contract. Așteptăm să vedem cât va mai dura. Problema este că dacă nu ne încadrăm niște termene, s-a reziliat contractul la sfârșitul anului trecut și nici până în prezent nu s-a mai finalizat încă o licitație. Încă așteptăm, nu știu cât va mai dura, până se va găsi un nou constructor, stadiul de realizare al acestui obiectiv fiind de 30%. În 3 ani de zile, o lucrare care trebuia să fie gata în 9 luni de zile. Acum, să sperăm, aceste proiecte sunt și aici, aveam cu finanțare de 50%, proiectul face în jur de 8 milioane de euro.
sunt 50% care era cu finanțarea noastră, deci 50% putem să-i pierdem. Și iar să fie aceeași corvadă, fondul opinie, să nu să putem beneficia de ele, decât să plătim din bugetul propriu, care puteam să facem cu acest bani. Și nu am întrebat. Acum l-aș ruga pe domnul Ivanoviș pe partea de sănătate să ne avem și acolo proiecte care sunt în derulare și care sunt acolo întârziate și să ne prezideze. Da, tot despre întârziere aș vrea să vorbesc și eu și am vorbit despre șantiere termene de finalizare animate și a scris pe curând presa din Gorj despre aceste șantiere și mă refer la ambulatoriul de la Spitalul Județean, la extinderea unității de primiri urgențe și clinica de cardiologie. Pe lângă aceste șantiere deschise, probabil știți că și în spital de secții se lucrează, sunt alte șantiere deschise, se lucrează pentru renovarea clinicilor din Spitalul Județean. O mare parte dintre ele au fost renovate, altele sunt în curs de renovare. Și aici se reclamă întârzieri privind finalizarea lucrărilor. Șefii secțiilor din Spitalul Județean reclamă faptul că aceste lucrări întârzie și fac ca activitatea care se desfășoară pe secții să fie mai nevoioasă, să continue acest disconfort atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Dar despre o altă investiție importantă aș vrea să vorbesc, cea legată de clinica de oncologie. Este un proiect despre care am mai vorbit de-a lungul timpului în Consiliul Județean Dolj. Și când credeam că în urma îndomirii unui proiect tehnic anul trecut, că în sfârșit se vor demara lucrările de reabilitare la acest imobil, pentru că este vorba de imobilul în care își desfășoară activitatea atât oncologia, cât și secția de radioterapie, cât și dermatologia. Iată că nici la un an distanță de la finalizarea acestui proiect tehnic, lucrările nu au demarat. Și asta pentru că nu s-a găsit încă o sursă de finanțare pentru acest proiect, care are o valoare destul de mare, peste 1 milion de euro. Posibilitățile sunt două, ori din surse ale Consiliului Județean, din veniturile Consiliului Județean Dolj, sau din fonduri nerambursabile. Niciuna dintre variante nu a fost până acum stabilită, hotărâtă. Drept urmare, încă pacienții bolnavi de cancer așteaptă ca în secția de oncologie condițiile de cazare și de tratament să fie mai bune, să fie la nivelul la care ar trebui să fie. O altă problemă foarte importantă este faptul că în secția de oncologie a Spitalului Județean ajung toate cazurile grave de pacienți bolnavi de cancer. Ea se adresează atât cetățenilor din județul Dolj, cât și celor din regiune și majoritatea cazurilor grave, spuneam că ajung aici, pentru că sistemul privat tratează în regim de spitalizare de zi și de cele mai multe ori cei care ajung în stadiul final al bolii se adresează Spitalul Clinic Județean de Urgență. De asta considerăm că această investiție este extrem de importantă și la fel de important este ca secția de radioterapie a Spitalului Județean să fie dotată corespunzător. În sensul de a-i fi alocat un accelerator liniar, echipamentul medical cu care se efectuează tratamentul radioterapeutic și trebuie spus că acest accelerator pe care Spitalul Județean îl deține este unicul din regiunea Sud-Vestfoltenia. De aceea, la fel, toți cetățenii sau toți bolnavii de cancer din regiune ajung aici. Este un accelerator fabricat în
1999, un accelerator linear care se defectează foarte des și este pe punctul de a ceda. Deci se poate întâmpla ca în perioada următoare acesta să cedeze și efectiv pacienții bolnavi de cancer să nu mai poată să fie tratați la clinica de radioterapie din Craiova. Posibilitatea ar fi să meargă în alte centre, cele mai apropiate fiind Sibiu, Timișoara, București. Asta înseamnă cheltuieli foarte mari, cheltuieli inutile pentru acești bolnavi de cancer, care numai drumul acestor orașe nu pot să ia. Consiliul Județean Dolj a făcut demersuri pentru alocarea unui astfel de accelerator prin Ministerul Sănătății, care derulează o achiziție cu Banca Mondială pentru 5 astfel de acceleratoare liniare la nivel național. Se pare că există niște asigurări, sau spun, au existat până acum, pentru că după schimbarea guvernului se pare că va veni un nou ministru la sănătate și să sperăm că acele promisiuni vor fi onorate și Craiova va primi un accelerator liniar. Sigur că fostul ministru a făcut promisiuni și altor spitale din țară, numai puțin de 5, și o să vă spun că a făcut promisiuni spitalului Oradea, Galați, Constanța, Timișoara, Brașov. Se pare că nu vor fi suficiente astfel de echipamente. De asta considerăm că demersurile trebuie să continue și să se insiste de către Consiliul Județean la Ministerul Sănătății pentru ca secția de radioterapie să primească un astfel de accelerator. Populația regiunii Dolj, regiunii Oltenia, numără aproximativ 2 milioane de locuitori și este o regiune care beneficiază, spuneam, de un singur astfel de accelerator și acesta defect, pentru care anual se alocă în jur de 80-90 de mii de euro pentru reparații. Este cunoscut faptul că această maladie, cancerul, este a doua cauză de mortalitate în România. Deci considerăm ca extrem de importante aceste investiții în acest domeniu al oncologiei. Vă mulțumesc. Un singur lucru aș vrea să mă adaug pe partea de sănătate, un obiectiv care am tot insistat cu el, ține de Spitalul Județean Craiova, este vorba de Policlinica Sportivă, care deservește 8 județe pentru sportivi și are instituția medicală de aici. Și se pare că a fost uitată de-a lungul timpului, își desfășoară activitatea în niște condiții foarte precare. Cei care aveți copii de fapt cu basket sau cu alte sporturi de performanță au văzut în fiecare an ce condiții sunt acolo. După multe intervenții, anul trecut au reușit să le pună o centrală termică. Acum avem promisiuni că va intra într-un proces de reabilitare, nici nu este foarte costisitor, adică atâți bani să pierd în loc să folosim fonduri europene, acolo cu 1 milion de euro, probabil că s-ar face clădirea aia să, și cu dotare, cu tot, care pentru până la urmă este o carte de vizită al județului nostru. Sunt sportiv din 8 județe, cum vă spuneam, care vin aici și nu văd ce condiții sunt acolo. Acum noi o să insistăm pe acest obiectiv până se va realiza. Dacă nu este normal ca o policlinică sportivă care servește 8.000 de sportivi să arate în acel hal și plus că sunt și anumite aparate care le lipsesc și care au imposibilitatea de a desfășura activitatea. Acum o să vă dăm într-o imenție în partea de infrastructură. Bună ziua! La un an de la alegerile locale, care au consfințit o majoritate absolută a Partidului Social-Democrat în Consiliul Județean Dolj, majoritate care a impus un președinte de Consiliul Județean și cei doi vicepreședinți, după cum știți,
permis să aduc în fața opiniei publice de Dolgene o mostră de reapoiință bazată pe criterii politice acestui partid. Vom discuta astăzi despre infrastructura rutieră a județului, mai exact despre drumurile județene care se află în administrarea Consiliului Județean Dolj. Nu cred că surprind pe cineva atunci când spun că, la fel ca multe alte lucruri, infrastructura rutieră a județului Dolj suferă de ani buni din cauza investițiilor reduse și prost gândite de către conducătorii Consiliului Județean Dolj, conducătorii care au aparținut Partidului Social Democrat cei ultimii 27 de ani. S-au investit puțin bani pe șoselele dolgene. Oportunitatea acestor lucrări nu a fost niciodată un criteriu care să impună necesitatea investiției. În luarea deciziilor pentru aceste investiții, un criteriu la bază, criteriul politic, satisfacerea unor primari peseniști sau atragerea altor primari de la alte partide către Partidul Social Democrat. Astăzi aș vrea să atrag atenția tocmai asupra acestui lucru prin exemplu. Am trecut în campania electorală de la alegerile locale și Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal doreau reabilitarea drumului județean de la Leu până la Dăbuleni. După alegerile locale, după ce majoritatea primarilor care al comunelor care sunt de-a lungul acestui drum au fost ai Partidul Național Liberal, în speță Castranova, Pelevi, Celaru, Daneț, Amărăși de Jos, doar un primar a reușit să deschide la Partidul Social Democrat, Amărăși de Sus și Dăbuleni. Dăbuleni la Partidul Național Liberal. După ce s-au terminat alegerile locale, Partidul Social Democrat a uitat de reabilitarea acestui drum, iar la începutul acestui an, după insistențele consilierilor locali de județenie ai Partidului Național Liberal, au reușit să facă o investiție pe acest drum, dar tot anapodă. Adică au prins devizul în bugetul Consiliului Județean, am aprobat devizul drumului județean, dar începe de la Zborsca până la Dăbuleni, adică de la jumătatea drumului până la sfârșit. Nu începe de la Leu până la Dăbuleni. Deci începe undeva de la jumătate până la capăt. Deci de la Zborsca, pentru că e un sat, aparține localității Amărăși de Sus, unde, la fel, e un primar, v-am mai spus, al Partidului Social Democrat. Ca să mai vă dau exemple, în partea acest traseu trece prin comunele al căror număr de locuitori însumează peste 35.000 de locuitori. Însă Consiliul Județean Dolj este foarte preocupat prin conducerea și prin majoritatea pe care o au. Sunt foarte doriți să facă drumurile de la partea din nord a județului, adică la Mulgaș, unde întâmplător de la înainte de alegerile locale, primarul de la PNL atunci a trecut la PSD. Acest drum de la Cărpurile până la Velești, drum județean, e prins în reabilitare la Mosta, unde se vește un număr de 2300 de locuitori, o investiție de aproape 6 milioane de euro, investiție care ar fi ajuns să termine drumul județean de reabilitat de la Leu la Dăbuleni. După cum bine observați, la colegii peseniști, oportunitățile de investiții au legătură strânsă nu neapărat cu dezvoltarea județului, ci cu satisfacerea micilor valori locali, primari de localități care investesc traseul politic mai mult decât proprii cetățeni. Bună ziua, vă mulțumesc și eu că ați ales să petreceți după amiază așa în compania noastră pe căldura asta. Îmi cer scuze pentru că ora mi s-a părut un pic nepotrivită, că am primit niște observații pertinente, aș spune, dar ne-am ghidat și noi după alte evenimente de astăzi și după programul fiecăruia. Dar vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți alături de noi. Ne găsim la un an de la preluarea mandatului
de primar de către PSD și într-un an de zile, dacă trebuie să facem un scurt bilanț, avem 3 primari, X promisiuni neonorate, Y amânări, 0 realizări. Cam așa s-ar caracteriza administrația PSD într-o frază scurtă. De când a fost câștigată primăria de PSD, a stat sub zodia decepției, însemnând că a între întârzierea și nefinalizarea proiectelor moștenite, de exemplu Waterpark-ul, și imposibilitatea de a lansa proiecte noi, fezabile, cartierul Dumnezeu, reabilitarea tehnică a blocurilor, Craiova capitală culturală europeană. Acestea finalizându-se cu mari întârzieri sau nefinalizându-se încă deloc, sau sugând deja sume considerabile de bani de la bugetul local. La acestea se mai adaugă și seturi de promisiuni de șarte lansate la presiunea publică, dar de poate de a fi onorate, cum ar fi reabilitarea Colegiului Carol I, care tot timpul este structurat așa, dar e vorba să o bugetăm, nu o bugetăm niciodată, ne cu cărucioare de documente, ne notăm acolo că o să înceapă și când vedem ne-ai bugetat decât un studiu de prefezabilitate, ceea ce este infim pentru necesitățile acestui liceu. Mai putem bifa la mari realizări, inapărat ale primarului, dar ale administrației PSD. Tăierea autostrăzii, că acum câțiva ani parcă te iau panică, mai aveau puțin și te iau panică autostrăzii, că le va pitești, acum au tăiat-o de pe listă, de la investiții, promisând un drum expres în care personal nu mai cred sub niciun fel de formă, după ce mi s-a desenat pe harta și autostrada de pe către premierul în funcție, de către primarul în funcție, de către toți, nu se mai crede acum într-un drum expres, dacă a început cu o tăiere a unei autostrăzi. De asemenea, bugetul pe 2017 este croit după chipul și asemănarea actualei administrații. Adică e gândit în așa fel încât să asigure doar funcționarea primării și supraviețuirea căștii, nici de cum dezvoltarea orașului. De aceea nu vom vota acest buget, e propus din nou la rectificare mâine, niște rectificări minore, dar poderea se menține de disproporționat raportat cheltuielile de investiții. Un alt exemplu de politică falimentară este la propriu falimentarea mastodontului Termograva, intenționată, revoită, pentru a scăpa de datorii, nu mai un afacerist de rea credință a constatat în propria firmă, pentru a păcări creditorii. Și încă un exemplu de viziunea PSD asupra administrației. Colab este bucur că zilele acestea se scumpește și apa și gunoiul, înțeleg. Eu am consultat ordinea de zi și văd că este o propunere referitoare la majorarea tarifului la depozitarea deșeurilor, dar nu e accesibil pe site-ul primării, nu e documentație pusă la dispoziție. Ne așteptăm să ne găsim așa în fața unor documente puse în față mâine, hai să le votăm. Nu acceptăm așa ceva, mai ales că e o politică duplicitară legată de acest punct, chiar primarul din funcție, Mihai Genoiu, care la un moment dat chiar a lansat un apel către opoziție de a fi uniți în jurul acestui proiect și să apărăm interesele orașului, până la urmă să nu vedem cumplirea acestui tarif. Probabil a fost decât o găsenință ca să mai treacă timpul să treacă eventual campania electorală, să fie ales și după aceea să poată să bage pe sumasă aceste scumpiri. Iată deci că ne găsim la un an de la câștigarea alegerilor locale de către PSD, timp în care orașul nostru a numărat 3 primari, X promisiuni onorate, Y amânări, 0 realizări, cum spuneam. Concluzia zilei, din punctul meu de vedere, este că s-a ajuns la un moment limită în care, dacă nu ne trezim odată să ne mișcăm într-o direcție cu orașul ăsta, s-a terminat. Se pleacă foarte mult, se pleacă pe capete, avem nevoie ca de aer în parc industrial. Acum s-a terminat campania electorală, dar e un proiect de suflet, un proiect în care cred, proiectul care poate revitaliza orașul nostru. Așa că lansez un apel din partea tuturor consilierilor PNL către actuala administrație, ca măcar în ceasul al 12-lea să identifice un teren, să lucrăm împreună cu ei, să găsim un teren pentru acest parc industrial de 100-120 de hectare. Au guvern, au tot, sau azi îi luau, mâine îi luau, ca așa e la dumneavoastră, dar când o să laibă peste o săptămână, o să aibă și guvernul, o să aibă tot, ar trebui să ne oprească nimic. N-a reușit să construim acest parc industrial, generator de locuri de muncă, de prosperitate și, până la urmă, ar fi un, cum să zic,
balon de oxigen pentru orașul nostru, prea încercat, în care tinerii n-au nicio perspectivă. E dureros acest lucru, dar vă spun că facem din tema aceasta o temă principală până în 2020, să existe acest spațiu în piel. Cu sau fără a fi noi la puterea actuală administrație locală, pentru că suntem destul de puțin de slab reprezentați, cu 6 consilieri din 27, dar asta ne împiedică să pistonăm continuu actuala administrație pentru acest parc industrial. Nu putem să ținem această zonă în sărăcie la nesfârșit, nu putem să nu vedem cu ochiul liber că asta este ce are nevoie Craiova acum și asta este principala nostru pășirea cu banii globali. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă spun și eu. La un an, din noul mandat al PSD la conducerea Craiovei, eu aș caracteriza acest an ca încă un an ratat, un an negru pentru Craiova și pentru craioveni, pentru că nu s-a întâmplat nimic bun, pentru că nu s-a finalizat niciun proiect, pentru că toate prețurile la utilități au crescut, cele care depind de primărie și mă gândesc la apă, canalizare, salubritate și termoficare. Marile probleme ale Craiovei nu au fost nici măcar abordate. Nu putem să vorbim de finalizarea lor. S-a vorbit aici despre autostradă, despre spitalul regional. Toate acestea au rămas pe hârtie. Problemele majore ale Craiovei, cum ar fi traficul auto, este în același stadiu ca acum 5 ani, sau poate ca acum 10 ani, nu s-a făcut nimic. Dacă ar fi un plan, am înțelege. S-au făcut măsura 1, 2, 3, urmează măsurile celelalte. Dar așa nu avem nici măcar speranța să se întâmple ceva bun. Transportul public local este la fel, este la pământ, aș putea să spun, este la cel mai jos nivel la care se poate face transport public într-un municipiu de 300.000 de locuitori. Nici viitorul nu sună prea bine, din păcate, pentru că eu, cunoscând marea majoritate a directorilor PSD, unii dintre ei prea tineri, unii dintre ei prea neexperimentați, mulți schimbați prea des. Unii n-au gestionat nici măcar un buget al propriei familii și gestionează acum bugete de milioane de lei. Nu am încredere și nu aștept nimic bun de la ei. Și să vă dau câteva exemple, spre exemplu la Filarmonică. Acolo este un scandal permanent. Și folosesc acest prilej să-i solicit demisia doamnei sau domnișoarei Bianca Predescu, care reprezintă Consiliul Local în Consiliul de Administrație al Filarmonicii. Cauze sunt mai multe, dar să eliminăm această cauză, pentru că eu consider că doamna este incompatibilă cu acea poziție, nu poate fi un arbitru imparțial în condițiile în care ține cu una din părțile aflate în conflict la Filarmonică. Un alt exemplu este la Casa de Cultură Traian Demetrescu, unde se pare că avem de-a face cu un concurs pentru funcția de director trucat. Și că s-au folosit unități de măsură diferite pentru cei doi participanți la acel concurs de către comisia numită de Primăria Craiova. Dar poate cel mai grav lucru este faptul că nu avem proiecte pe fonduri europene. În primul rând, cele existente nu au fost finalizate la termen niciunul,
alte proiecte noi este un mare secret. Eu am încercat în nenumărate rânduri să aflu. S-au scris proiecte. Sunt în stadii cumva de evaluare. N-am putut să aflu până acum. Se păzesc aceste secrete de către PSD. Știu că există un compartiment format din zeci de oameni care ar trebui să scrie proiecte. E special gândit să facă acest lucru în primăria Craiova. Despre proiectele lăsate de inspeliște, nici nu cred că mai e cazul să mai vorbim prea mult. Câteva voi mai aminti. Stadionul de atletism abandonat, stadionul mare de fotbal amânat, parcul Romanescu e un șantier pe termen lung, dar nu s-a finalizat. Cartierul chinezesc e o dezamăgire pentru toată lumea, dar mai ales pentru cei care sperau să aibă acolo o casă. Despre izolarea termică a blocurilor a fost o poveste frumoasă în campanie, în campanie electorală a PSD. Parcul acvatic, care n-ar fi prins foarte bine pe călturile astea, nici nu se mai vorbește despre el. E o cercetare a DNA-ului acolo, mă rog, sunt mult mai multe lucruri. Dumnezeu să ne ajute să scoatem cu bine la capăt acești 3 ani și care au mai rămas din mandatul PSD, pentru că vă mai spun încă un lucru. Eu personal n-am mare încredere în echipa care conduce primăria și mă gândesc în primul rând la primar și viceprimar. De fapt, acolo nici nu prea știi cine este primar și cine e viceprimar. La ora asta nu prea avem. Atât am avut. Mulțumesc. Bună ziua, vă spun și eu. Dacă se fie care să facă o evaluare ca cea de la nivel național făcută de PSD asupra propriilor guvern, am constatat că și la nivel local, administrația PSD, în acest an de când se află la conducerea primăriei, are 0 realizări și foarte multe promisiuni în curs de realizare sau neîncepute. În calitatea mea de consilier, merg foarte des în teren, în cartierele și în cartierele periferice ale Craiovei și vorbesc cu oameni și mă întreabă pentru ce să plătim în plus la serviciile de apă și de canalizare. La noi aici avem condiții mai rău ca la țară, condiții mai rău ca de mediu. Nu avem drumuri, curățenia publică lasă de dorit, ordinea și siguranța publică lasă de dorit în cartierele periferice. Pentru ce plătim taxe și impozite dacă nu există o dezvoltare unitară la nivelul întregului oraș? Pe această cale, mă întreb și eu, și sunt convins că v-am întrebat și dumneavoastră, care este planul de investiție al primăriei Craiova pe următorii 3 ani? Noi constatăm că sunt doar realizări pe care le-au promis în campania electorală, dar viziunea și proiecția lor de investiții pe următorii ani unde este? Atât am dorit și ar fi interesat să aflăm viziunea executivului în ceea ce privește investițiile în municipiul Craiova. Completarea ceea ce spuneați, Zoru, cred că dacă faci o evaluare la nivel local, sau cred că își fac și eu o evaluare la nivel local, cum au și cele la nivel național. Ăla e prost, ăla e foarte prost, ăla e cel mai prost. Și pe ce îi propunem? Tot pe aia. Clar. Asta e acțiunea PSD-ului, asta e abordarea. Dacă aveți întrebări. Vreau să vă întreb legat de parcurile industriale. Care este stadiul la Maritel? Au venit firme, câte firme sunt acolo? Și ar fi localizat la cel de-al treilea parc industrial pe care vorbeam. Trebuie să lucrăm împreună, să descoperim să există posibilități. Avem în vedere, de exemplu, stațiunea, sunt aceste stațiuni de cercetare de la marginea orașului. De asemenea, ei sunt administrația PSD, au fost să aibă sprijin de la foarte multe primări din apropierea Craiovei, care sunt în mare parte gestionate de PSD. Deci soluții se pot găsi. Numai important să existe voință. Din ce știu eu, parcul industrial este supra-solicitat, din ce știu are 18 hectare, dar este total insuficient. Despre care parcul industrial de asta nu? Exact. Dar hai pe strict, e cineva? Acolo a trecut prin Consiliul Județean, s-au pus utilitățile, au venit firmele. Hai, ca să vedem dacă mai e necesar. Se lucrează la
Nu, este necesar, pentru că și parcul industrial cel vechi, de Unicoli, de din case 20 hectare pe care vrea să le extinde, sunt lipite de parcul cel vechi, nu de high-tech. Și eu sunt ca o solicitări de firme, lucrează la utilități, încă nu sunt definitivate, pentru că și la gaze și la sunt și termene foarte lungi, deși iau centrele gaze la ei acolo, dar durează. Dar ei au zis că au structură de firme care ar acoperi și cele 20 hectare, dacă va fi nevoie, pe care vrea să extindă parcul industrial cel vechi. Dar acum rămâne să vedem că erau ale primării în Iercești, nu mai știu cum a rămas, în ce stadiu sunt cele 20 hectare pe care vrea să le alimentează. Deci, în acest moment, la alte parte, lucrează, există o firmă acolo? Din ce știu eu, nu. Faptul că nu s-au sinizat utilitățile din cență, dar știți că dacă se face un parc și se trag utilitățile și 100 de hectare, se populează. Nu are și cum e care va putea să iei locuități, cele pe trei cu centru universitar și cu oameni pregătiți pe anumite nișe, sunt convins că ar veni investitori care să dezvolte aici industria. Și Craiova asta a fost oraș industrial. Sunt convins. Avem exemplu, Oradea, i-a fost la conferința de presă cu domnul Bolujan, ne-a și invitat acolo și o să ne ducem. Să ne dea un exemplu de bune practici. Și în ceea ce privește un parc industrial pe care l-a înființat în 2008 și acum numără 5.000 de angajați, parc de 100 de hectare, și în ceea ce privește transparența în administrație. Și după ce facem această vizită, o să revenim la dumneavoastră cu o conferință de presă în care să vă prezentăm concluziile noastre, dar vă garantez că o să fie populat parcul dacă reușim să dotăm la standarde, să aibă utilitățile, investitorii vor veni, sunt convins. Și sunt firme, incubatorul de afaceri, care așteaptă aceste utilități și atunci să deschidă din discuțiile care au avut cei doi directori. Legat de investiția de la oncologie, nu mai țin minte, care se dorește să se facă. S-a făcut un studiu de fezabilitate. Da. Și ce a reieșit? Pentru că știu că este o problemă cauzată de lipsa de medici de acolo și din câte am înțeles a fost redus și numărul de paturi. Studiul despre care vorbiți și al treilea care s-a întocmit de-a lungul timpului, pentru că înainte de a se întâlni acest studiu tehnic de către Consiliul Județean, au mai fost întâlnite încă două. Dar în urma niciunui astfel de studiu nu s-au demarat lucrările, nu s-a început reabilitarea acestui imobil în care e desfășurat activitatea atât oncologia cât și dermatologia. Lipsa de personal cred că se rezolvă în momentul în care... Și la pensie. Da. Dacă iese la pensie șeful secției de oncologie, asta nu înseamnă că se va închide secția. Sunt doi medici care sunt în prag de pensionare amândoi de acolo. Facultatea de medicină asigură din cadrele universitare, cu siguranță, un alt de secție. Conform legii, Facultatea de Medicină și Farmacie face propunerile de șef de secție Spitalului Județean, care este spital clinic. Așa că sunt, cu siguranță, la Catedra de Oncologie sunt suficienți medici care să vină la Spitalul Județean. Nu asta e problema. Problema este, sau problemele sunt cele amintite de mine. În primul rând, condițiile de cazare din această secție, și sper că le cunoașteți, presa. Nu este prima oară când vorbim despre condițiile deplorabile din această secție. Asta reclamă în principal pacienții. Nu vă spun cum arată băile, cum arată saloanele, iar problema cu radioterapia este o problemă importantă, pentru că în orice moment acel accelerator poate ceda. Accelerator care e mai mult defect decât în stare de funcționare. În momentul în care va ceda, nu se va mai putea repara, nu vor mai fi tratați la Craiova pacienții bolnavi de cancer. Automat va trebui să meargă în alte centre. De asta considerăm că e foarte important să
privim cu asigurări sau mai mult decât asigurări, un astfel de echipament medical, care este foarte costisitor. Se ridică la câteva milioane de euro, 3-4 milioane de euro, un astfel de echipament de înaltă tehnologie. Dar spus că se renovează secții la Spitalul Județean, pe fondul de la Consiliul Județean, nu pe fondul roșu. Nu, pe fondul de la Consiliul Județean, de către Consiliul Județean. De asta am amintizat. Ai spus că sunt anumite șefi de secții care nu mulțumesc că lucrările târgu sau trenează. Da. Este asta finalizat? Sau un lucru de finalizare și presupunem că aia până... S-au amânat termenul de finalizare. Nu știu și cum am spus. Nu știu. Asta am aflat acum. Asta am aflat acum. Domnul Florescu, i-ați solicitat oamenii de viața pentru demisia din funcția de consilier local sau din funcția de membru în Consiliul de Administrație la Filarmonică? Din funcția de membru în Consiliul de Administrație la Filarmonică. Și reprezentant al Consiliului Local în, în această instituție, unde eu consider că este incompatibilă și mai mult decât atât... Dar de ce credeți că exact partea pe care o susține doamna Bianca Petrescu este capul unităților și nu cealaltă, adică partea de la prezidentul acolo unde... Eu nu știu care dintre cele două părți este capul unităților. Important este că dumneavoastră nu este un arbitru imparțial, nu se situează într-o poziție de mijloc să poată mijloci conflictul, să poată să negocieze. Și atunci, poate în Consiliul Local există oameni suficienți, imparțiali, capabili să gestioneze acest conflict. Vă oferiți dumneavoastră sau? Da, mă ofer eu. Consider că pot să gestionez conflictul de la Filarmonică. N-am nicio treabă cu nimeni de acolo. Trebuie să vă duceți și la concerte la Filarmonică în fiecare vineri. Da, o să fac și... Nu e prea greu să... să mă duc și la spectacolele cu la Filarmonică. Vă mulțumesc pentru vă mulțumim.